încercat la fiecare lansare să vin cu ceva nou, să nu spun aceleași lucruri tot timpul. Și la Iași chiar am ce spune nou, pentru că mă leagă unele lucruri de acest oraș, lucruri care am început să cred că n-au fost doar simple coincidențe. De exemplu, dacă aveți pagini de Facebook, cine are știe că una dintre setări, doamna de acolo știe, una dintre setări îți permite să vezi din ce țări, din ce orașe sunt cei mai mulți urmăritori, numărul acestora, sexul. Iar la mine pe pagină, după București, care nici nu aș calcula pentru că fiind foarte mare, proporțiile nu sunt egale, după București, deși ar fi normal să fie Brașovul, este Iașul. La număr de persoane, peste 10.000 de persoane sunt din Iași. Domnul Milică a ținut să spună că dacă nu ar fi existat Facebook-ul, probabil nu ar fi existat această carte. Așa este, dar și înainte de Facebook au existat o serie de întâmplări care au dus la apariția acestei cărți. Și am să vă povestesc una care aparent nu are legătură, dar vă veți da seama că de fapt are o foarte mare legătură. Am lucrat la poliția rutieră din Brașov mai multe veri pe motocicletă, pentru că îmi place foarte mult, am și acasă motocicleta mea personală, dar tot cea de poliție e cea care îmi place mai mult. Pentru că era un motor vechi și când mergeam acasă miroseam a mecanic, mă întreba mama dacă lucrez la serviciu sau la poliție, a fost casată și câțiva ani nu au mai existat motocicletă la poliția Brașov, până anul trecut când a venit o adresă de la București, prin care mi se spunea, mi se ducea o veste foarte fericită pentru mine, că la Brașov va fi distribuit o motocicletă BMW din aceea nouă și că va trebui în două zile să merg să aleg una dintr-un lot de 10. M-am dus la București, erau acolo toate 10 în garaj, mi-am ales o pe a mea, i-am făcut fotografii, i-am întrebat pe colegii de acolo despre echipament, au început să râdă, au spus că așa ceva nu există și că va trebui să-mi cumpăr. Pentru că dura aproximativ o săptămână până se făceau actele după alegerea motocicletei, am ajuns acasă în Brașov și am început să-mi fac griji de unde fac rost de echipament, pentru că e destul de scump. Am reușit cu ceva eforturi să-mi cumpăr niște ghete și o cască pe care am inscripționat-o cu poliția. Și prietenul meu cel mai bun tocmai câștigase un telefon mobil la un concurs. El abia își cumpărase altul, astfel că avea două telefoane noi, niște smartphone-uri destul de scumpe la vremea aceea. S-a oferit să vindem unul dintre acele telefoane pentru a-mi lua și restul de echipament. A trecut prima săptămână, n-am primit niciun răspuns, așteptam motocicleta cu nerăbdare. Până la urmă n-am mai avut răbdare și am sunat eu la București după vreo două săptămâni. Telefonul încă nu găsisem client ca să-l vând. Și mi s-a spus că acea motocicletă, i-am spus numărul de matriculare, că motocicleta nu este la Brașov, că s-a făcut o redistribuire și a fost ales un alt oraș spre care să meargă acea motocicletă. Așa că, sigur, cred că ați văzut-o deja prin trafic, la dumneavoastră în oraș, pentru că acea motocicletă a ajuns la Iași și a rămas cu telefonul mobil, pe care nu l-am mai vândut și sigur nu o să mai vând niciodată în viața asta, pentru că are o valoare extraordinară acum, sentimentală mai ales, și pentru mine e ceva ce îmi va rămâne totdeauna în memorie, pentru că de pe acel telefon am început să scriu această carte. Primele texte... De fapt, prin această carte, ce semnal ați dus sau asupra cui am vrut să atrageți atenția? În primul rând am vrut să atrag atenția asupra cetățenilor pentru a ne privi într-un mod altfel decât o făceau până acum și observ cu plăcere că deja s-a atins acest cel și primesc sute de mesaje în care oamenii spun că s-au schimbat complet imaginea poliției române. Spuneați că sunteți mai mult polițist decât scriitor. Ca și polițist, s-a schimbat ceva de când a apărut data, de când a apărut acele comentarii pe Facebook, colegii superiorii? S-a schimbat chiar de curând. Am primit un mesaj în privința asta de la un coleg, nu vreau să spun de unde, care îmi spunea că cu o seară în urmă oprise un viceprimar, care este o alcoolemie de dosar penal, și în timp ce îl conducea la spital pentru recoltarea de probe, mi-a scris că se gândea la mine și se mira că nu-i suna telefonul deloc și nu i-a sunat nimeni apoi deloc și și-a putut face treaba fără nicio intervenție din partea nimănui. Chiar am observat pe pagina de Facebook a poliției române că la apariția cărții, la anunțul pe care l-am făcut, au dat și ei un share și m-au felicitat
și chiar am considerat că este un gest curajos din partea lor, pentru că nu au citit nimeni până atunci. Ei au dat știri. Ce părere aveți de faptul că motocicleta care trebuia să ajungă la dumneavoastră a ajuns în ea și nici măcar nu este folosită nici aici, nu a apărut peste acolo? Nu știu, dar asta nu, n-am știut până acum. Acum aflu că nu e folosită. Din păcate, poate mi-o dă mie înapoi și o iau la Brașov. Aveți foarte mulți prieteni pe Facebook, aveți foarte mulți prieteni din societatea civilă. Câți prieteni mai aveți în poliție? Din poliție observ că am mai mulți prieteni în alte județe și mai puțin în Brașov, pentru că în Brașov a intervenit teama, din păcate. Și mulți colegi se feresc să se mai asocieze cu mine, tocmai pentru a nu fi luat și ei în vizor. Următoarea carte va fi una pentru copii, adresată copilor, pentru că aceasta, din păcate, conține un limbaj exact ca cel de pe stradă și nu poate fi citită de copii. Și îmi doresc foarte mult să apară o carte destinată lor. Ca plan de viitor, aveți în vizor să rămâneți în poliție, să vă schimbați cariera? Da, sigur, nu, vreau să rămân în poliție. Tot la stradă? Tot la stradă, tot la poliția rutieră. Efectiv, s-a schimbat mentalitatea asupra poliției. M-a amuzat, mi-a făcut să înțeleg de ce este așa de necesar fi niște șofer, ca să nu mă mai repet la polițist și să stau să mă gândesc de două ori dacă nu are el dreptate și am greșit. A făcut-o într-așa un mod încât, începând atunci, nu a mai făcut greșeli în trafic. Asta e sigur.